Da, avem un meci în care România pornește favorită, cotă 2,65, deși în ultima confruntare directă în calificările pentru Euro 2020, Islanda s-a impus. Islanda cotă 2,80 pentru victorie. Sunt peste 280 de variante de pariere disponibile pe platforma Unibet pentru această partidă. La remiză avem o cotă de 3,30. O să vedem și alte sugestii de pariere. Sub 2,5 goluri, cotă 1,58, nu marchează ambele echipe, cotă 1,77 pentru egala pauză, cotă 2, pentru o primă repriză fără gol, cotă 2,60. Mi s-a părut interesant faptul că fără gol în prima repriză, sub 0,5 goluri în prima repriză, erau această cotă de 2,60 și pentru 0-0 scor corect, după 45 de minute, era o cotă un pic mai mică, 2,55. Asta nu mi-a dat un pic cu virgulă, dar uitați, aici este cota cea mai mare fără gol în prima repriză, cotă 2,60. Pentru over la cartonașe și la cornere, cote bune, 1,67 și 1,74, minimum 4 cartonașe, cotă 1,67, 1,74 pentru cel puțin 9 cornere în meci, varianta X pauză X final, cotă 4,70. Nu m-ar mira să vedem acest scenariu și o cotă iată de aproape 5 și pentru scor corect 0-0 pe care aș îndrăzni să pariez la această cotă de 8. Pontul redacției noastre aici este un pariu combinat, așa cum bine știți, la Unibet puteți să vă creați singur propriile pariuri. Avem varianta sub 3,5 goluri și peste 2,5 cartonașe, cotă 1,53. Vorbeam și mai devreme de faptul că nu ne așteptăm la multe goluri, de aceea sub 3,5 mi se pare foarte bine ales, iar varianta peste 2,5 cartonașe de asemenea. Avem această cotă de 1,53 pe acest pariu combinat la Unibet. Pe de altă parte, Alex, Islanda-România e un meci care practic pe mine mă duce cu gândul mai mult la prudență, dar România lui Mirel Rădoi nu a arătat, oricum doar nu prudentă până acum în aceste preliminarii. Cu toate că am văzut și multă neputință în lotul pe care l-a avut Rădoi la Jocurile Olimpice. E și această ultimă impresie lăsată, cu toate că sunt alți jucători acum decât au fost la Tokyo. Din punctul meu de vedere, ultima impresie vine din acel meci trist din Armenia, de la Erevan, și nu prea ne mai așteptăm noi la foarte multe lucruri de atunci. Vreau să spun, Bogdan, că eu am terminat săptămâna trecută fiind convins că Islanda ne va bate și încep săptămâna nouă convins că avem șanse să-i batem chiar la handicap, până la urmă, pentru că am uitat pe echipele de start. Sunt ceva schimbări în lotul islandez, a fost promovat pe banca tehnică selecționerul de la Under 21, deci atât un parcurs similar cu cel al lui Mirel Rădoi. Și fără Sigurdsson, această echipă a Islandei își pierde, cred că un sfert, dacă nu chiar mai mult, din capacitate. Pe de altă parte, mă uit că România poate să atace cu Stanciu, Cicâldău, Mann, Ali Bek, jucători de calitate mai buni decât islandezii, din punctul meu de vedere. Și având în vedere caracterul decisiv al meciului, nu m-ar mira să ieșim la atac și să reușim un rezultat bun. Am uitat foarte atent la ce v-a vorbit Mirel Rădoi înainte de meci. Și cumva mi se pare că e o atmosferă degajată, relaxată, optimistă la lot. Știi cum e Mirel Rădoi, Bogdan? Cum suntem noi pariorii după un weekend? Ai un bilet foarte, foarte tare, duminică te scoate ultimul meci și ești la pământ. Simțeai că faci banii și după aia te trezești că n-ai nimic în cont. Se termină weekendul și începi săptămâna supărat, dar după aia vine weekendul viitor. Treci o săptămână, ești fresh, ești din nou optimist și ești din nou pe treabă. Ți-a ieșit un bilet și ești deja regele lumii, cum se spune. Totul se poate schimba în fotbal și în pariuri de la o săptămână la alta și cred că asta vedem cu România acum. După rezultatul slab din Armenia, acum vedem o echipă motivată, optimistă, cu destulă calitate, zic eu, în lot, care poate să forțeze victoria aici. Noi și la pariuri în acest meci am început cu șansa a doua, dar acum suntem favoriți, cotă de 2,75. Da, văd că și pe pagina noastră de Facebook, pariuri cu 2 puncte pe zi, sunt mesaje optimiste. România scrie, ne scrie Iorg, iar Gabriel merge pe ambele marchează. Da. Trebuie să marcăm. Dacă vrem să avem o șansă de calificare, nu avem cum să abordăm acest meci defensiv. Mirel Rădoi spunea un lucru foarte interesant, că este foarte important să fim prezenți în meci și să gestionăm ultimele 30 de minute, pentru că atunci avem noi acest un fel de moment de picaj pe final de meciuri, din punct de vedere fizic, când Islanda e la un nivel foarte înalt. Deci dacă reușim să le facem față pe final de meci, poate să reușim să intrăm în avantaj încă de la pauză și apoi să ne apărăm mai bine decât am făcut-o în partidele trecute.
Deci ai mizat pe un rezultat pozitiv pentru noi. Da, în momentul de față aș lua România cu handicap asiatic 0, miză returnată în caz de egalitate. Deci România fără egal. Uite ce titlu de ziar bun ar fi asta. Și o cotă de 2. Aș lua categoric o gol marcat România la cotă 1.30. Și poate chiar un X2 la pauză, cotă în jur de 1.40 și ceva. Destul de sigur în ideea în care mă aștept ca prima repriză să nu se joace chiar mare lucru. Adică nu o să fie foarte multe ocazii. Bun, să sperăm că vom aborda optimiști și cu zâmbetul pe buze emisiunea de mâine, în care vom vedea ce a făcut România în Islanda. Până atunci însă vorbim despre meciul campioanei europene, Italia împotriva Bulgariei.